Capitole de credință. Ajungând la cei imposibil de ajuns, Leo și Jesse Halliwell au continuat să vadă mâna lui Dumnezeu întrumându-i în fiecare zi, în timp ce navigau pe una dintre cele mai mari rețele de pe ape navigabile din interiorul unui continent. În fiecare zi erau puși în situații în care riscau totul pentru a ține cont de chemarea lui Dumnezeu. Leo și Jesse au învățat să depindă în întregime de făgăduințele lui Dumnezeu și au descoperit ce înseamnă cu adevărat să trăiești o viață de creștin. Lui Leo, care din totdeauna a fost un pic aventurier, îi plăcea să se aventureze în zone în care nu mai fusese nimeni ca să ajungă la oameni pe care se câștige pentru Isus. Râsul voios al lui Leo și buna dispoziție pe care o manifesta l-a ajutat să-și facă repede prieteni, dar fiecare cultură din lumea aceea prezintă noi provocări privind comunicarea și prietenia. Leo a învățat repede că nu toți oamenii răspund la fel în fiecare situație. Într-o zi, Leo și micul echipaj navigau cu Luceiro pe un râu populat de triburile indigene Satere, la care nu mai ajunsese nimeni. Acești ameridieni nu mai văzuseră oameni cu piele albă niciodată. Nu mai văzuseră până atunci oameni care să poarte haine și care să vorbească în limbi necunoscute. Din fericire, Leo reușise să găsească un translator care să-l însoțească. Acesta putea să traducă din portugheză, limba nativă din Brazilia, în acest dialect ameridian special. Căpetenia meridiană din această regiune avea o înfățișare teribilă și era acoperit doar cu o mică bucată de material, iar trupul lui era vopsit în culori ce proveneau de la materii prime din junglă. După o scurtă introducere, Leo s-a hotărât să spargă gheața prin intermediul vechiului său pick-up. Poate că nu știți ce este aceasta, dar în zilele acelea era aparatul obișnuit la care ascultai muzică. Discul cel mare a început să se învârtă sub atingerea micului ac delicat și dintr-o dată spre marea surprinsă a ameridienilor ce stăteau pe malul râului, din acea cutie misterioasă a început să se audă muzică de orchestră. Ameridienii au început să asculte uimiți. După câteva momente, Leo a decis să schimbe discul cel mare cu unul de pe care s-a făcut auzită o persoană cântând imnul național al Braziliei. Însă, odată ce s-a auzit cântecul, ameridienii au luat-o la fugă și au dispărut în junglă. Confuz, Leo schimbă discul înapoi la muzica de orchestră. Încet, unul câte unul, ameridienii au început să iasă din junglă, întorcându-se cu grijă la marginea bărcii. Câteva zile mai târziu, Leo era ocupat să lucreze în același sat amerindian, când căpetenia și câțiva războinici s-au îndreptat spre barca lui. Căpetenia s-a adresat translatorului lui Leo cu o voce puternică și împunătoare. Dornic să afle despre ce era vorba, Leo a întrebat ce făia căpetenia. Un pic speriat, translatorul i-a spus pe un ton tremurător lui Leo că șeful amerindienilor avea capul într-o cutie. Jesse, soția lui Leo, auzind aceasta din cealaltă încăpere a bărcii, a căzut în genunchi înfricoșată și a început să se roage. Avea să fie acesta sfârșitul lucrărilor misionare? Nefiind sigur ce să spună, Leo și translatorul au încercat să negocieze cu amerindianul cu înfățișare mânioasă. În cele din urmă, după ceva discuții, au înțeles ce voia căpetenia, și anume că Leo să-i arate capul care cântase din interiorul cutiei. Atunci când Leo pusese imnul național cu câteva zile mai înainte, amerindienii au luat-o la fugă în junglă, crezând că în cutie trebuie să fie un cap care cântă. Ușurat, Leo a încercat să le explice amerindienilor cum funcționa pick-up-ul. Câteodată încercăm să le vorbim altora despre dragostea lui Hristos și nu suntem siguri ce cuvinte să folosim. Adesea, simțim că vorbim o limbă diferită când încercăm să ne împărtășim credința în stilul de viață. Dar Dumnezeu a promis să ne dea cuvintele exacte de care avem nevoie ca să-i împărtășim dragostea. Dacă noi credem în El și păstrăm cuvintele Lui în inimile noastre și noi putem, de asemenea, să luăm parte la bucuria de a mărturisi altora despre dragostea lui Isus. Fiți binecuvântați! Domnul cu voi!